Bine v-am găsit! Astăzi voi face găluște cu prune și caise, fără fierbere, le voi face la cuptor. Pentru început voi face un aluat. Am o linguriță rasă de sare, pun două linguri de zahăr, trei linguri de ulei, un ou întreg, douăzeci și cinci de grame de drojdie frecată cu o linguriță de zahăr. Le amestec puțin. Și am 300 de mililitri lapte călduț. Am să pun și din lapte, cam 3 sferturi. Și am 500 de grame de făină, o pun treptat. Pun un capac și o las până crește. În timp ce aluatul dospește, o să pun 200 de grame de pesmet la prăjit ușor, la foc foarte mic. Deci e simplu, deocamdată fără ulei. Pesmetul este călduț. L-am prăjit doar puțin. Doar s-a rumenit. Acum am să pun două linguri de ulei de struguri, un sâmbur de struguri. Nu pun uleiul cât pesmetul este foarte fierbinte ca să nu se descompună. Eu obișnuiesc în afară de pesmet să pun și nucă, migdale. Aici am pudră de migdale, 1, 2, pun 3 linguri. O linguriță scorțișoară. Și zahăr brut, o lingură, cam două linguri jumate, și le amestec încât să se repartizeze omogen toate ingredientele. Pesmetul este gata. Între timp am pregătit și prune și caise. Aștept să crească aluatul, mai e puțin. Torn acum aluatul peste făină. Făină voi folosi de cât am nevoie ca să prelucrez aluatul. Nu o cântăresc. Împart aluatul deocamdată în două.
cel mai bine se procedează, aluatul se pune în pesmet și cu degetele îl întindem. Pe partea pe care întindem e presărată puțină făină ca să nu se lipească de degete, iar la exterior nu se pune făină ca să se ia pesmetul bine. Pun o prună. Și dau prin pesmet cât de mult poate să cuprindă. În continuare procedez la fel cu tot aluatul. Am turnat pesmetul care a rămas peste biluțele de aluat și las acum să crească, după care îl voi băga la cuptor. Aluatul a crescut, acum îl voi pune la cuptor pentru 45 de minute la 180 de grade. Pus tava din cuptor și voi lăsa să se răcească. Voi scoate din tavă tava de cop și voi pune pe altă tavă. Am pus pe altă tavă cu hârtie de cop cu tot până se răcește și acum voi încerca să iau din aceste găluște. Deci aceasta este cu prune. Iar aceasta cu caise, sunt foarte gustoase și mi se pare o variantă mult mai bună decât cea cu găluștele cu prune, cu un aluat care se fierbe.